Tragedie în județul Harghita. Două fetițe și mama lor în vârstă de 30 de ani și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a derapat și a intrat pe contrasens, unde a fost izbită de un autoturism care circula regulamentar. Una dintre copile avea 9 luni, iar cealaltă 3 ani. Soțul femeii, care era la volan, dar și celălalt șofer au fost răniți și acum sunt în spital. Din cauza accidentului, circulația pe drumul care face legătura între orașele Miercurea Ciuc și Gheorgheni a fost blocată timp de o oră și jumătate.